dragi prieteni, bună tuturor! Sunt Patricia Höppner, gazda celor 12 călăuze și astrotoc. Am să fac așa o confesiune înainte de a urmări acest episod. S-a întâmplat următorul aspect. Mi-am fixat întâlnire cu invitatul, cu astrolog Dan Ciubotaru. Stați că pe el încă nu l-am anunțat, urmează să-l anunț ce s-a întâmplat. Eu fac această înregistrare imediat după ce s-a încheiat dialogul și după ce am făcut, iată, marea captură de aproximativ o oră și jumătate de dialog. O temă extraordinar de interesantă, sunt convinsă că vom sta toți și vom asculta și ne vom lua notițe, precis inclusiv eu. Ce s-a întâmplat? Deci, practic, în momentul în care am pornit înregistrarea, pe ecran se vedea că totul este ok și îmi fac un soi de mea culpa și sper să fie la fel de bine primit acest episod, chiar dacă nu va fi cum ați fost obișnuiți cu celelalte apariții video. Deci, se vedea că se înregistrează, din păcate, setările erau făcute doar pentru partea de audio, deși noi ne vedeam și pe video și se vedea și că se înregistrează, deci toate păreau complet ok. Deci, da. Ok, se înregistrează, da, se înregistrează, vai de capul meu. Așa ceva, mă. Se înregistrează? Se înregistrează, 2-5, 2-5, da, se înregistrează. Bată-te, soarele. În realitate, se înregistra doar partea de audio. Acestea fiind spuse, veți urmări în varianta audio, dar pe YouTube, cu mine puțin pe această introducere video și apoi niște imagini, să vedem ce voi face la editat. Iar cei care doresc să acceseze aceste informații doar în varianta audio, voi pune la dispoziție acest dialog și pe platformele de podcast, pe care știți foarte bine că le-am activat, iată, recent, Apple, Spotify și Anchor. Cât de curând sper să fie și pe Google accesibile materialele. Vă doresc audiție plăcută și, bineînțeles, și vizionare pentru cei care vedeți doar această porțiune introductivă de audio, de video cu audio. Mea culpa din nou și abia aștept să ne întâlnim la următorul episod. Informațiile sunt la fel de valabile și dacă sunt în această variantă, pentru că nu s-au prezentat hărți, nu am arătat nimic care să ne facă să nu putem să vedem acest dialog de la A la Z fără parte de video. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru înțelegere, vă aștept în continuare, nu uitați mesajele, un like, un subscribe, orice, un comentariu, dorim interacțiune și pregătim încet și sesiunea de întrebări și răspunsuri care a fost promisă pentru luna decembrie, așadar avem nevoie de cât mai multe întrebări, să avem de unde să selectăm. Audiție și vizionare plăcută! Bine te-am regăsit, ne reîntâlnim! Regăsit! Bună ziua la toată lumea! Da, bună ziua tuturor și iuhu, am 2000 de subscriberi! Felicitări, bravo, dacă mai mulți, bravo! Cerșesc în direct, știi, da. Felicitări și aplauze! Nu, exagerez, da. Știi că dacă nu erai tu, eu nu mă ajungeam în punctul acesta și da, am zis tot. Da, e ok, mă bucur că am putut să te susțin, să... E super tot ce faci. Uite doar câte sute de mesaje vin că le-am pierdut numărul. Traversăm o perioadă foarte interesantă, iar serialul nostru, Dezvoltare Personală prin Astrologie, continuă cu un nou episod pe care cred că mulți, nu știu dacă, oricum nu am anunțat ce vom povesti, nu am făcut niciun soi de teaser, de promo, de nimic, dar Marte e în plină mișcare de retrogradare. Despre ce povestim astăzi? Păi, dacă tot e Marte retrograd, așa și tot ne cheamă la tablă, am zis hai să vorbim despre Marte natal ca sursă de motivație. Da. Marte și orice planetă are, să zicem, mai multe influențe pe mai multe direcții, da? Dar cu Marte poți lucra foarte bine pe zona asta motivațională. Și am zis hai să discutăm acum, dacă tot e Marte retrograd și am zis că totul energia curge pe interior, să abordăm subiectul ăsta, să vedem ok cum putem să ne motivăm folosind partea asta de Marte. Eu o să par așa ușor, iarăși cumva probabil agitată, dar simt nevoia să mă explic comunității puțin, pentru că energetic suntem într-o discuție care tocmai s-a încheiat înainte să apăs pe butonul record despre niște contexte aici, apropo marțiene, de Marte. Da, contexte exact. Marțiene, da, da. Exact. Deci este incredibil cum se activează energiile fără să ai nici un strop de control. Adică, bun, știi care e cauza, știi cum te poziționezi, dar tot nu poți controla. Apropo de energie marțiene, va cu o oră
a venit electricianul care îl așteptam de 3 săptămâni să repare ceva, știi, așa spontan, brusc, știi, a venit Marte înainte și a reparat, așa că e ok, da, putem discuta despre Marte. La tine electricieni, la mine vecini care au conflicte. Care sunt prea electrificați. Da. Da, 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 da. Deci în acest context, dragii mei, facem această întâlnire, dar suntem ok, că am respirat adânc și intrăm în miezul problemelor. Da. Cu ce începem? Da. Păi să vorbim puțin de partea asta motivațională. În punctul meu de vedere, un element cheie. Chiar mă gândeam dacă ar fi să zic câteva lucruri care ar trebui să le învețe un om înainte de a învăța să scrie, să citească sau să facă alte chestii, ar fi un curs de cum să se motiveze. Da, e foarte important, mai ales un copil, mai ales orice persoană și un adult, e foarte important să se cunoască și să învețe cum să facă lucrurile, să nu mai tot aștepte, să nu mai tot stea, pentru că nu există niște reguli general valabile. Ce funcționează la mine nu funcționează la tine și invers, ca și motivația. Adică noi toți avem o motivație, să zicem, specifică, da? Nu unică, da? Nu neapărat unică, dar specifică, știi? Și vorbim dincolo de chestia aia de instinctul de supraviețuire. Deci vorbim de motivație, nu de instinct de supraviețuire, de a mânca, de a bea, de a face chestii de genul ăsta, da? Și Marte e planeta responsabilă, care practic ea definește, să zicem, acea parte a creierului nostru, a ființei noastre, care dă butonul de ok, action, da? Care zice ok, facem, acum facem. Da? Altfel, fără Marte, rămânem în zona aia de gândim, simțim, visăm, facem planuri, dar Marte e chestia aia care te face să te ridici de pe canapea, de pe scaun și să te duci să faci mișcarea respectivă. Da? Și vezi că de multe ori, dacă această energie a lui Marte nu este înțeleasă și nu ești educat într-o manieră încât să se potrivească cu această energie marțiană, ai probleme în partea motivațională. Da? Și e foarte greu, pentru că s-ar putea ca ceea ce simți tu, că te motivează pe tine să nu fie conform cu educația, cu ceea ce ar trebui să te motiveze, cu ce motivează pe mama și pe tatăl tău. Da? Pentru că noi toți, ăla e modelul, da? Din familie, și vezi că dacă părinții tăi sunt motivați de o anumită chestie sau pe o anumită direcție, într-un anumit fel, presupui că așa, aia trebuie să fie acel drive, dar că ar putea să fie total diferit față de tine. Ne? Și părerea mea că foarte multă lume, mai ales în vremurile astea moderne, în care avem un haos informațional și atât de multe posibilități de a face un lucru, de a rezolva, energia asta marțiană este, să zicem, deficitar folosită sau nu e folosită cum trebuie, și atunci când nu e folosită cum trebuie generează frustrare. Crezi că nu mai știm să o folosim sau am pierdut doar niște repere din cauza comodității și confortului? Dacă vorbim așa în termen, să zicem, general, ce se întâmplă este acest aflux informațional. Asta înseamnă că mercurul nostru, creierul nostru este hiperactiv și cu cât știm mai multe, cu atât capacitatea de a acționa scade. Scade pentru că puterea se duce pe analiză, pe gândim, pe a ști, a studia, luăm diplome, facem cursuri, dar nu mai practicăm. Exact. Da. Vai, mi-ai ridicat o minge la plasă. Uite cu ce vroiam, cu ce mi-aș fi dorit să încep dialogul nostru. Văzusem zilele acestea, cred că pe Facebook, nici mai știu unde, nici nu vreau nimănui să-i creez niciun defavor acum sau să... Dar aș fi vrut să pornim dialogul nostru de astăzi exact de la vorbele lui părintelui Ilie Cleopa. Mi-au plăcut și m-am gândit că se potrivesc exact pe tema noastră. Undeva rostea cândva părintele Ilie Cleopa următoarele: sfatul dat, dar netrăit, este asemenea izvorului cu apă limpede pictat pe perete. Atât de tare mi-a plăcut. Exact. Apropo de lipsa de... Da. Splendid. Da, da, și asta e o problemă a vremurilor moderne, care toți ne confruntăm și eu mă confrunt cu... Adică aș vrea să mă clonez în vreo 10 ca să pot să fac toate chestiile care îmi zboară prin cap și mi-ar place, știi? Exact. Adică aș vrea și aia, pentru că acum ai acces ușor la informații. Ai acces ușor la informații, două clicuri și ai citit, ai aflat, ai carte, ai în curs, ai în video, e foarte frumos, dar... Și rămânem prinși în bucla asta informațională, să știm mai multe, să știm mai multe, și practic nu mai avem timp să facem, nu mai e timp, energie să faci. Pentru nu că, mai trăim. Da. Da, pentru că practic ce se întâmplă? Mercur consumă toată bateria. Da. Și când ajungi la Marte să mai faci ceva,
A, deja mi-e somn, deja nu mai închep, deja, las, ne culcăm și mâine facem, da? Și mâine te trezești și iar începi cu partea asta de acumulare informații, a citi, mai să mai, să mai vedem o dată, hai că a apărut ceva nou, client. Dar nu te poți opri, că e așa o capcană, știi? Pur și simplu nu mai poți controla fenomenul. Trebuie, și dacă da. Ești și cu mult aer în hartă, ești mâncat, da, ești cunosc gata. Cunosc cum e treaba, știi? Și e foarte, adică e un mod constant, ajung în punctul ăla în care fac poc, pentru că dacă nu-s foarte atent la partea asta disciplină mentală, imediat și aia și aia, ce mișto și aia și aia, adică eu vreau să fac ceva și ajung să caut informații despre cu totul altceva și alte exact. Multe chestii și te duci, cum zic, total la iurea. Și de asta am zis să discutăm despre acest Marte ca sursă motivațională, pentru că trebuie să luăm din energia asta, excesul ăsta de energie mercuriană, de gândire și să-l ducem pe acțiune. Pentru că, în esență, faptele, acțiunile noastre ne definesc. Da? Gândurile ne influențează, dar ceea ce te definește pe tine ca persoană, ca individ, și prin aportul pe care îl aduci în familia ta, în societate, sunt faptele, acțiunile. Da. Da? Faptul că noi ținem această discuție, aparent zicem, da, vorbim, dar de fapt este o acțiune, este o faptă. Nu este doar ne-am întâlnit noi la o bere și discutăm și o chestie friendly. E o acțiune, da? Partea asta de comunicare cu un scop precis. Da? Și e foarte important să punem focusul pe acțiune, să facem lucruri, nu să stăm să le scărpinăm, să le analizăm. Nu trebuie să mergem nici extrema în care nu gândim deloc, noi doar acționăm. Da? Dar nici extrema alaltă în care devii hiperanalitic și nu mai faci nimic, pentru că găsești foarte multe lucruri. Și fiecare om poate să-și lucreze partea asta de Marte natal, să învețe să se motiveze. Și spuneam că eu asta e primul curs care l-aș face în viața unui copil și cum să înveți tu să te înțelegi pe tine, înțelegi Martele și cum să lucrezi cu tine să te motivezi, da? Să faci lucruri. Pentru că e în esență o chestie de aia, deci trebuie să spui ca la măgar singurul morcov în față. Da, da, fiecare la unul cu morcov, la unul cu banana, la unul cu altceva, da? Trebuie să știi ce îți pui în față și atunci ai motivația, adică mă, trebuie să fac chestia aia și vorba de acțiune. Da, uite, că toți sunt așa, știi, cu bateriile super încărcate de la situațiile recente, apropo de energia marțiană, data viitoare mă pregătesc cu bancuri. Așa. Trebuie să descărcăm cumva tensiunea, altfel nu. Da. Da. Da, și contează poziția lui Marte în harta natală, că asta definește, să zicem, structura fiecărui, contează poziția în semn, poziția în casă, aspectele care le face, pentru că arată cum se descarcă toată această energie. Practic, Marte joacă și rolul de paratrăsnet. Tu acumulezi energie pe Mercur, pe gândire, tu stai așa și excesul ăla de energie îl trebuie să duc undeva și se duce prin energia asta marțiană și atunci poți să descarci într-un mod furios, într-un mod agresiv, pasiv-agresiv, îți faci ție rău, te ceri cu ceilalți, doar pentru că ai un exces de... Nu știi cum de... să te gestionezi, da, exact. Da, nu știi cum să lucrezi cu tine, în fond. Da. Ai. Da, de ce nu facem noi astrologie la școală? Da, nu neapărat astrologie la școală, că e prea mult astrologie la școală, dar, nu știu, uite, un consilier cum e și pe psiholog care ar ști elementele astea de bază al astrologiei și s-ar duce punctat, da? Deci nu zic să fii un astrolog la școală, dar un psiholog care să includă partea asta, să înțeleagă că, ok, există acolo valabilitatea acestor lucruri din astrologie și să meargă țintit pe fiecare copil și să pur și simplu să discute, să-l învețe cum să se motiveze. În primul rând trebuie început la adulți, da? Deci dacă noi vrem să avem niște copii care să se cunoască și să lucreze optim, întâi trebuie să ai niște părinți care să aibă deschiderea către acest lucru, da? Și să facă ei întâi și pe urmă să-și învețe copiii să facă chestia asta, da? pe zona asta. Și mă gândeam ca să fie de folos, să nu fie doar vorbăraie. Da, e Marte retrograd în Gemeni, e dialog verbal, uneori putem să, da, hiperactivitate mentală acum. Este. La mine face dita mai trigonul cu poziția natală al lui Marte al meu. Deci e exact la un orb acolo strâns pe frumos,
să trăiască. La mine e fix pe ascendent, ce să mai zic. Da. Da. Mai dau un lemn, mai bat un șurub, mai citesc o carte, iar bat lemn, iar șurub, iar carte. Dar e o energie foarte interesantă. Dacă știi să o canalizezi cum trebuie, da, e superb. Da, și ziceam să discutăm de Marte în fiecare semn zodiacal, pentru că ăsta e elementul de bază. Da. Acum fiecare își poate afla poziția lui Marte, dacă nu știe deja în ce semn se află, pentru că acolo e cheia primară legată de partea asta, ce te motivează pe tine să acționezi. Că asta e întrebarea. Ce te motivează pe tine să acționezi, să faci, să treci la treabă? Nu? Da. Și o să luăm așa, fiecare plecăm de la Berbec, da, Marte în Berbec. Aici motivația este, fiind de element de foc, e o chestie de reușită, de succes și mai ales de o chestie de o acțiune rapidă, imediată. Da, la Marte în Berbec este motivat de o chestie care poate face imediat. Da, dacă tu cu Marte în Berbec vii, să zicem, mai un Mercur în Fecioară și începi să-ți faci un plan de la, sau Mercur Capricorn, pe poi mâine la ora 5, peste două săptămâni, ai castrat acel Marte, l-ai anihilat, pentru că Marte în Berbec îi definești un plan în care vii și spui, acum facem asta, acum, și l-a făcut. Da? Dacă îi spui mâine, poi mâine, nu. Și totodată la Marte în Berbec motivația e o chestie de luptă. Da? E o chestie de să trecem la atac, hai să facem. Și e o chestie de aia, de a te îmbărbăta cum fac sportivi. Hai că poți, cum e boxerul înainte, știi, hai că merge. Hai că faci puțină mișcare, puțin sport și puțin dialog interior pe zona asta de hai mă, hai că poți să faci chestia asta. Știi, iau ce mișto aici, ce interesant, depui puțină mișcare, ești motivat. Acum cu Marte în Berbec, Marte în Berbec cred că este poziția în care cel mai greu să strunești direcția lui Marte, nu are cea mai puțină nevoie de motivație, da? El acolo sunt Berbec, da? Dar există situații în care el poate fi anihilat cu o gândire mega analitică, cu o planificare foarte mare, dar în esență el se automotivează cel mai instinctiv, cel mai natural, pentru că el găsește tot timpul o chestie de a se duce și a face. Și cum îl ții cumva sub control, energetic vorbind, pe Marte în Berbec, dacă e prost aspectat în hartă și face multe quadraturi? Pentru că mă gândesc că e și o tendință spre violență acolo. Nu e obligatoriu. Sau... Nu. Tendințele spre violență nu sunt date de poziția lui Marte într-un anumit semn, ci sunt date de aspectele pe care le face. Aspectele, quadraturile, aspectele tensionate generează foarte multă presiune, foarte multă frustrare și care poate genera un comportament agresiv. Da? Deci poate fi în orice semn, dar dacă are quadraturi. Sunt persoane care au Marte în Berbec, care pot fi foarte, foarte blânde, foarte, să zicem, ok, foarte calme, cu excepția când se enervează, da? Atunci când te enervezi și treci de anumit nivel, cu acel Marte în Berbec poate să fii foarte agresiv pe moment, dar asta nu definește că persoana agresivă, da? El e foarte, foarte cool. Deci ține foarte mult de aspecte, da? La Marte în Berbec este cumva mai mult temporizarea partea asta de motivațională, pentru că la Marte în Berbec e chestia de, înainte să zici ce să facem, el se apucă de făcut. Da. Înțelegi? Și atunci, la Marte în Berbec e foarte mult chestia asta de, ok, dacă pot să fac un lucru, nu înseamnă că trebuie să-l și fac acum. Da, că Marte în Berbec are tendința asta de a acționa imediat, știi? Da, iubito, mergem acolo și deja e îmbrăcată, echipată și a ieșit, știi? Înțelegi? Și atunci n-are răbdare, așa. Da, e chestia de temporizare și de a înțelege că ok, nu tot ceea ce pot să fac trebuie să și fac. Da, sau da. Și am zis că e elementul care în partea asta motivațională cumva trebuie mai mult strunit, direcționat, ghidat, decât lucrat la să bagi cărbun să facă ceva. Adică mai mult o chestie de direcție la Marte în Berbec. Să-i dai direcția care trebuie, nu neapărat să dai la cheiță ca el să pornească. El are bateriile încărcate. Cum lucrezi cu un copil mic? Atunci, bun, până la un 10 ani, să zicem. Tu ca părinte, cu un copil care are Marte în Berbec. Acolo e oricum manifestarea mult mai brută, mai dură, mai crudă, nu? Da, Marte în Berbec, Marte în semne de foc, e o chestie competitivă, da? E o chestie de competiție. Acea persoană este foarte competitivă și atunci la acel copil i-aș dezvolta partea asta de competiție, sport, de să-și consume energia într-un cadru sănătos.
Da? Pentru că altfel tu nu-i dai voie să alerge, nu-i dai voie să participe la competiții, nu-i dai voie să-și măsoare puterea pe care are într-un cadru ok, da? Într-o competiție sportivă, într-un concurs, și atunci el își va măsura puterea într-un cadru neoficial și în care poate să genereze probleme. Și atunci trebuie înțeles că practic acel copil cu Martin Berbeck este foarte competitiv și când cineva îi zice nu poți să faci, el trebuie să arate că poate să facă. Da, și atunci, da, e și provocat, da, te miri în ce situații, imediat, da, te miri, da, în ce încurcături intră, da, ai de mine și de mine. Da, pentru că Marte, de exemplu, este și poziția lui Marte ne arată și ce ne enervează cel mai repede. Da, adică la Martin Berbeck să-i zici că nu ești în stare, da? Tu nu poți să faci chestia aia. Da? Da. Cum? Eu? Da? Eu să nu fac? Aia, de cel mai simplu, dacă vrei să scoți din pepen pe cineva cu Martin Berbeck, îi spui tu, gardul ăla nu poți să-l sari. Chestia aia nu poți să o faci. E rachetă deja. I-ai dat foc la cruță. Și atunci Martin Berbeck, el trebuie să înțeleagă că apar astfel de provocări și că este foarte competitiv, mega competitiv și că nu trebuie să răspundă la orice provocare. La orice. Da? Și, da, asta e la Martin Berbeck. Dar cumva e, din punctul ăsta al motivației, poate cel mai ușor de gestionat, doar trebuie direcționat spre chestii constructive. Da? Mm-hmm. Pentru că altfel apară probleme. Crezi că ar fi posibil să aibă aceeași tendință în a lua foc, asta apropo de provocări și de glume proaste făcute între adolescenți sau nu poți să faci asta, și dacă e în casa întâi? Marte. Da, dar depinde de semnul care se află în casa întâi. Da, deci nu are o la fel de mare. Nu, e o similitudine, dar e o chestie mai diferită, știi? Adică e alt tip de motivație, alt tip de stimul, știi? Deci poziția în semn arată natura stimulului care te face să acționezi, ceea ce face de click la tine să acționezi, știi? Înțelegi? Da, Marte în casa întâi e ceva de genul în care tu simți nevoia de a fi prezent fizic atunci când faci ceva, să fii acolo, îți folosești foarte mult corpul, foarte mult poartă asta energie fizică, știi? Adică diferența și care între Marte Berbeck și Marte în casa întâi este că Marte în Berbeck poate să aibă, nu știu, mai multă răbdare să desfacă cum trebuie chestia asta, da? O Marte în casa întâi e mai, trebuie să înțelegi, și folosește mai mult corpul și forța asta pe care el o are pentru a desface. Da. De fapt, asta desface așa, înțelegi? Mm-hmm. Adică o Marte în Berbeck, el poate să o desfacă repede, pac, poftim, știi, da? În casa întâi e mai, da, că asta e. Am înțeles. Bun. Mm-hmm. Marte în Taur. Marte în Taur, motivația este simplă. Ce am de câștigat, ce am de pierdut. Da, deci trebuie să înțelegem foarte clar că limbajul celui cu Marte în Taur este pe profit și pierdere. Dacă el nu știe exact ce are de câștigat sau ce are de pierdut, nu face. La Marte în Taur nu funcționează chestii, fă că o să fie bine, că așa e corect, că așa trebuie, că așa e sănătos, că zice mama, că zice tata. Nu. Ce am de câștigat? Și atunci când mai făceam partea asta de profile și discutam cu copiii și discutam cu părinții despre copii și spuneam, da, limbajul copilului este pe profit și așa îl stimulezi, fă-i o schemă de bonificații, o schemă de amenzi, da, încât el să știe, își face lecțiile, are bonusul ăla, nu și le face, pac, pierde, ajunge pe minus, pentru că ăsta e limbajul care îl motivează, da, da, și trebuie setat corect, da. Da, asta este limbajul lui, nu poți să-l schimbi. Dacă tu vrei să-l duci pe chestii, nu, că tu trebuie să înveți că asta e datoria ta. La Marte în Taur nu există datorie, există doar câștig sau pierdere. Absolut. Și atunci, cineva, un adult cu Marte în Taur, trebuie să-și definească obiective foarte clar, să știe exact ce are de câștigat, ce are de pierdut, da, pentru a face un lucru. Dacă e doar o chestie așa, bă, mi-ar place, e mișto, o chestie așa, vine Venus și zice, uite ce frumos e chestia aia să faci tu. Da, Venus în leu, da? Și zice, uite ce mișto, frumos aia, hai, uite să facem și noi în chestia aia. Și vine Marte în Taur și zice, ce mi-e? Time is money. Da? Și atunci rămâi doar la nivelul, ce frumos, ce mi-ar place. Da? Și atunci Marte în Taur trebuie să te motivezi pe chestia asta de vizual, concret, să pui mâna, să zici, ok, vreau mașina aia, modelul ăla, culoarea aia. Și atunci ești motivat să faci ceea ce ai nevoie pentru a câștiga acei bani. Și orice, să învăț chestia aia, ok, care este profitul tău?
Da? Material sau non-material, deci nu vorbim doar strict de bani, dar trebuie să fie o chestie foarte clar cuantificabilă. Da, da. Înțelegi? Da, adică știi cum e, la Marte în Taur chestia aia, bă, vreau să slăbesc. Nu te motivează, dar dacă vreau să zici, ok, vreau să dau jos 3 kg în 3 luni, ai o motivație foarte clar și Marte în Taur zice, ok, bun, ok, scoatem creșturica, băgăm aia, facem aia, înțelegi? Deci trebuie să fii... Sau îți fixezi rochia în care știi că trebuie să încapi. Exact, trebuie să fii foarte clar. Da? Asta e la Marte în Taur. Știi? Și de obicei întâlnim situații în care datorită educației nu ni se oferă această, să zicem, cultură, să zicem, mai capitalistă de profit și câștig și se merge pe chestii de asta de teorie, că așa trebuie, că e datoria ta, că las că e bine, o să-ți prindă ție bine în viață. Egal cu zero. Persoana aia nu... Și atunci dă pe lene. Taurina stă liniștită, e ok, când îl arde la fund și are nevoie să obțină ceva, rupe, arăște, da. Se plafonește. Și de asta tot timpul trebuie să vii cu partea asta automotivațională, să vezi exact ce vrei, să-ți dorești. Am o expresie, să bălești după chestia aia, da? Dacă e o chestie și zici, băi, eu vreau să obțin chestia aia, să o visez, să o simt, să știi că poți să... Atunci, Marte în Taur se pune mișcare și rupe. Da, în sensul în care are o motivație și nu mai poți opri, deci e acolo și obține. Da? Altfel, dolce fără. Da. Mă gândeam acum, dacă tot ai făcut comparația cu poziția lui Marte în casa întâi, poate zici un pic și de Marte în casa a doua, că acum îți dai seama, ăștia, sunt convinsă că iarăși stăm toți să ne luăm așa frumos notițe. Da. Vor ajuta informațiile. Da. Marte în casa a doua ca și motivație e tot partea financiară. Da, doar e ușor diferit față de Taur, pentru că la Marte în 2 se duce mai mult pe zona asta materială de câștig și, de exemplu, ce te motivează foarte mult este să știi câți bani poți să câștigi de pe chestia aia sau cât te costă și dacă îți oferă vreun astfel de avantaj material, adică duce într-o zonă mult mai, să zicem, Marte în Taur poate să meargă și pe o zonă mai artistică, mai creativă, mai non-materială, dar Marte în 2 te duce pe portofel automat. Nu mai pe portofel. Da. Și pe simțuri? Sau... Depinde de semn. Depinde de semn. Depinde de semn. Semnul dă modul în care, unde, cum, ce. Casa dă exact locația. Adică Marte în 2 e stimulat dacă știe că are clar ceva de câștigat, dacă iese o șmecherie, face, câștigă un ban și da, pe strict pe zona asta financiară și de resurse sub o formă sau alta. Da? Deci asemănătoare ca energie, dar diferite de ca manifestare. Și de asta cei cu Marte în 2 trebuie să-și pună obiective foarte clar din punct de vedere obiective financiare. Da? În 6 luni să câștig atâția bani, în 6 luni să pun deoparte atâția bani, da? Depinde de fiecare, da? Cât, cum, știi? Câți bani am nevoie să fac chestia aia, e un drive acolo pe. Și secretul la Marte în 2 este să te concentrezi pe câștig, nu pe cheltuieli. Absolut. Da, pentru că dacă intri pe panta aia de îngrijorare, de cheltuiel, că aia costă, atunci ratezi tot. Ai gata. Da, pentru că tot timpul, dacă te concentrezi că aia costă și rămâi blocat în chestia aia, atunci niciodată nu vei avea banii, nu te vei concentra pe a obține resursele pentru a obține acel lucru. Nu mai faci, da. Și atunci e chestia asta de a ieși din zona asta. Nu înseamnă să ignori zona de cheltuieli și că costă, dar nu trebuie să o lași să te controleze. Să te controleze, da. Okay. Marte în Gemeni. Preferatul meu. Da. Marte în Gemeni e foarte curios, da? Și ce îl stimulează e tot ce e nou, tot ce e partea asta de comunicare, mișcare. Adică la el este stimulat să facă ceva dacă... În primul rând, să nu fie o chestie liniară, să fie o chestie de multitasking. Adică Marte în Gemeni este stimulat dacă chestia aia îi oferă mai multe posibilități mai departe. Da? E o chestie de curiozitate. Bă, fac chestia aia, dar din chestia aia eu pot să mai fac încă alte 5 chestii. Da? Și Marte în Gemeni mai e un aspect. Tot timpul e pe multitasking, nu faci un singur lucru deodată.
Asta e o mare problemă aici. Da, da. Este. Da, cine are în familie membrii cu Marte, genii tot timpul fac 7 milioane de chestii, da. Și nu prea el, adică îl spune mă duc la bucătărie și îl vezi pe la baie, adică nu, nu mă duc la piață și îl exact. Găsesc la nu știu ce magazin de șurubele, nu, n-ai nicio... E furat de tot, da, de da, peisaj, da, de tot, de, da. Și problemele apar, de exemplu, pentru un copil când este educat să funcționeze liniar. Stai aici, nu te ridici de la masă până nu termin chestia asta. Păi la Marte în gemeni l-ai omorât, l-ai castrat instant. Da? Pentru că ăla nu poate, el mănâncă și se uită și pe telefon, mai face și chestia aia, ăla modul lui de a funcționa. Da? Deci e foarte, să zicem, periculos pentru, poți inhiba foarte puternic cineva cu Marte în gemeni și cei care au Marte în gemeni trebuie, sunt stimulați de partea asta de mai multe activități, de sesiuni scurte, intense, fac și aia, fac și aia, de partea de joacă. Divertisment, da. Da? Tot timpul trebuie să joace, tot timpul trebuie să facă chestia asta și partea motivațională e foarte simplă, Marte în gemeni, joacă-te. Cu un mic amendament, secretul aici la Marte în gemeni, definește-ți înainte ce e cu adevărat important pentru tine. Da? Dacă poți, dacă nu te ajută cei din jur. Nu, poți să faci, da? Îți definești înainte, la modul în care, bă, uite, eu trebuie să citesc cartea asta. Dar eu știu că o să mai citești 5 cărți în paralel, că nu poți citesc o singură carte. Dar asta trebuie să o termin. Restul vin, pleacă. Da? Adică chestia aia, mă duc la piață, rămân centrat pe ideea de piață. Chiar dacă mai intru într-un magazin, mai fac stânga-dreapta, mai vorbesc cu unul, mai nu știu ce, dar mențin focusul pe ce e important. Deci, și atunci... Ai și partea asta de, cum să zic, de schimbare de peisaj, de lucruri noi și de interacțiune, dar nu te pierzi complet. Da. Să știi că eu aplic sfatul și funcționează incredibil. Negociez. Aproape fiecare mică victorie e negociată. E incredibil cu cei cu Marte în gemeni. Da, pentru că ei se pot pierde și poate să pară mincinoși. Păi, mi-ai promis chestia aia, dar la el GPS-ul s-a schimbat instant, adică la el ruta se schimbă foarte repede. Da? Și atunci e foarte important să mențină el focusul acolo, știi, pe ce, e, ce trebuie. Și am zis că și motivație partea asta de a se juca, de a chestia asta, de a obține informații noi, de a fi motivat, adică e ceva de genul, de ce să fac un curs, de exemplu, da? Da, la Marte în Taur trebuie să vii să zici, ok, bă, dacă fac cursul ăla, uite, îmi poate să-mi crească salariul cu atâta, da? Ajung pe nivelul ăla de expertiză, concret, la, da? La Marte în Gemeni nu funcționează chestia asta, că mai câștig nu știu ce bani, nu, la Marte în Gemeni el descurcă, da? Problema este la Marte în Gemeni, ok, dacă fac cursul ăsta, de aici eu pot să mai fac și cursul ăla, pot să vorbesc cu ceilalți pe linia asta, pot să experimentez și chestia asta, înțelegi? Deci motivația. Același curs, aceeași activitate, dar două perspective diferite. Diferite. Da? Și în casa a treia? În casa a treia, ce te stimulează este partea asta de comunicare, de a citi, de a studia, de a acumula informații. Da? Adică e foarte mult stimulat pe ideea asta de a învăța ceva nou. Da? Și stimulat să faci, să experimentezi, să înveți ceva nou, partea asta de interacțiune, da? Pur și simplu e stimulat să faci ceva dacă e o chestie informațională, o chestie de a șerui, de a împărtăși niște informații, de a scrie, de a face. Sau am observat următorul comportament, de exemplu, se începe să se picteze, să zicem, un tablou, dar în paralel trebuie să se audă un radio cu o poveste, adică de mintea funcționează. Este incredibil, da, corect, aici e în gemeni, știu, ziceam doar de amintire. E multitasking, nu poți face o singură... Eu nu pot funcționa așa, dar observ persoana care are poziția asta în familia mea, că nu poate funcționa fără un pic de o poveste, Fie zgomot, nu știu, să fie. Geamul nu-i cu zgomot, e muzica aia de surdină, ala e geamul, la geamul dacă e liniște e nașpa. E nașpa, da? Adică la geamul nu-i energie, la rumoarea aia din clasa de aia, mai ales la grădințe, la copii care se aud acolo, știi? Zgomotul ăla de fund, ăla e geamul, așa funcționează, da? Așa, în casa a treia e tot timpul casa-i duce pe o chestie foarte... Adică e stimulat casa a treia dacă e să pur și simplu de informații nouă, de contact, să-și facă un prieten nou, să se ducă undeva. Adică Marte în treia foarte repede stimulează să facă ceva dacă implică deplasare. Da. Implică mișcare, da? Bă, mergem până acolo, facem chestia, bă, mișto, hai, să vedem, de a cunoaște, de a vedea lucruri noi.
Marte în rac. Nu-i fericit Marte în rac. Marte în rac, să știi că partea asta mai discutam noi cu domicilie, cu astea, planetele sunt fericite oriunde ar fi, înțelegi? Adică nu, e vorba de semne. Da. Marte în rac are nevoie de siguranță. Ce îl motivează este să știe că e safe. Da. Da, și atunci trebuie să învețe să gestioneze riscurile. Foarte important, pentru că altfel dacă e, aoleu, dar cât de periculos e, face ce face racul, dă un pas înapoi. Da? Siguranță doar în ceea ce privește trupul fizic sau toate aspectele? Nu. E vorba de ceea ce trebuie să faci, trebuie să știi că e safe, că gestionezi eficient riscurile, indiferent. Da? E chestia aia de a face cursul respectiv. Da? La un Marte în rac trebuie să fii sigur că e capabil să-l ducă până la final. Că nu există riscul să se facă, nu știu, de rușine, să fie o problemă, să nu poată să susțină, nu știu, financiar, să poată să ducă, că profesorul e ok, că colegii sunt ok. Adică sunt chestia de incertitudini, da? Chestia asta de trăire emoțională ale racului, de sensibilitate și nevoia asta de a fi safe. Și atunci el trebuie să se motiveze concentrându-se pe a stabiliza, pentru a-și construi ancore. Da? Adică aș face cursul ăla, dar oare cum e profesorul? Păi hai să citește despre profesor, uite la un video, cere o părere, cum e, cum interacționează, ia dracu, nu ia dracu, înțelegi? Și îți construiești partea asta de încredere, de siguranță, băi, ok, mi-a plăcut energia lui, l-am văzut într-un video, l-am văzut într-o chestie, am vorbit cu el la telefon, nu contează, dar mi-a dat un sentiment că e ok. Altfel poți să stai, să zici, nu știu cum e profesorul, nu știu cum e acolo, nu mă duc. Când e să cumpere ceva, atâta verifică până se hotărăște că acela e produsul pe care îl caută și că e sigur că asta vrea. Trebuie să fii sigur. Asta test. Da, e foarte mult nevoia asta de certitudine, știi? Și tot timpul, de multe ori, mai ales dacă Marte este stresat, mai are un aspect stresatul Marte în Gemeni, poate să facă chestia aia de se aruncă cu capul înainte și după aia se sperie. Zici, aoleu, stai că m-am prea repede, stai, hai înapoi, știi? Intră în panică, da. Și atunci, la Marte în rac e chestia asta de siguranță. Și atunci trebuie să te motivezi pas cu pas, baby steps. Dacă tu vrei să securizezi tot ce vrei să faci din prima, nu o să poți să faci nimic. Și atunci, baby steps, hai să faci un pas, am ajuns acolo, e ok, am securizat prima chestie, m-am înscris la curs, e ok, n-a urlat, nu s-a întâmplat nimic, am mers netul, bun, e bine, ne relaxăm, prima lecție, ok, da? Adică trebuie atacat pas cu pas. Pentru că dacă faci chestia asta, e o curgere și atunci îți faci treaba și te simți motivat. Da. În schimb, am observat că e foarte motivat un Marte în rac dacă e vorba de familie. Da, pentru că e extraordinar de altfel, se comportă complet altfel. Devine adică curajos. În restul situațiilor, da, e exact tot ce ai descris, dar când e vorba de familie, de membri, familiei... Devine curajos atunci, pentru că e natura lui de a fi protectiv. Da? Și se știe că bărbații cu Marte în rac au o conexiune cu mama mult mai puternică decât în mod normal. Da? Și asta creează probleme pentru partenera persoane respective, da? Pentru viitoarea soție, adică să știi că dacă te măriți cu un bărbat cu Marte în rac, vii cu soacră la pachet. O formă sau alta, da? Înțelegi că e prezentă fizic sau e prezentă în amintirea soțului tău și tot timpul raportează la ce, da? Făcut mama, pentru că la Marte în rac partea asta de familie e punctat foarte bine, foarte importantă și o sursă motivațională. Asta de a sta puțin în suc propriu, că ăsta e racul, de a simți el că racul e semn cardinal, racul inițiază, racul face. Avem o părere așa poate ușor eronată legat de rac, nu face, el face. Face. Dar trebuie să simtă momentul că e safe, că e ok. Și momentul respectiv face. Da? Deci nu e energie a scorpionului staționară, semn fix, să stea acolo în supa lui și nu face nimic. Semn cardinal, el inițiază. Dar are un nivel minim de cerințe pe baza asta de a se simți confortabil emoțional. De exemplu, eliminează toate riscurile, dar e mare calitate. Și ce trebuie să eviți la Marte în rac este să eviți să te expui și să faci lucruri care nu ești pregătit emoțional. Adică să te duci într-un loc în care nu cunoști pe nimeni. Nu te va motiva să faci.
Adică, de exemplu, dacă tu trebuie să faci ceva și presupune chestia asta de a te duce într-un loc total străin în care n-ai nici cea mai mică idee, s-ar putea să nu faci chestia aia. Să nu ai motivație. Crezi că poate da și timiditate? Da, pe chestia asta. Partea asta de Marte în rac. Depinde și de restul hărții, că ea poate să fie compensată de un Mercur foarte puternic și atunci marchezi de modul ăsta de acțiune și atunci. Dar ca motivație de a face lucruri, tot timpul trebuie să-ți creezi sentimentul de familiaritate. Da? Trebuie să faci ceva într-un loc total străin, cel puțin culege cât mai multe informații despre acel loc, despre acei oameni, citește, documentează, întreabă, sună, tu știi pe ăla? Știu pe ăla. Ai creat o conexiune, eu știu pe Gigel care știe pe Gigel care va fi acolo. Ok, Gigel care va fi acolo nu mai e străin, pentru că eu pot să mă duc, hei, tu știi pe Gigelul meu? Gata, e familiaritate. Ne întâlnim GJ-ei. Da? Asta e Marte în rac. Să crezi tot timpul te stimulează chestia aia, sentimentul ăla de familiaritate. Nu e ca la Marte în Gemeni, care ăla să duce oriunde, nici nu pune întrebarea, cunosc sau nu cunosc, nu contează, e să mă cunoască pe mine. Înțelegi? E cu tot o altă energie. Și în casa a patra? În casa a patra te motivează, aici te motivează clar partea asta de familie. Familie. De tot ce înseamnă casă, spațiu privat și pur și simplu te simți foarte motivat să faci ceva dacă stai și rumești puțin, stai în casă la tine, în spațiul tău, birou sau ce e foarte așa și stai acolo și o simți puțin și lucrezi cu ea. Da? Sau poți fi foarte stimulat dacă implici familia sau lucrezi de acasă sau faci proiectul care acasă la fel nu e o chestie care te expune. O pus la casa 10, chestie foarte private, foarte, și te stimulează tot ce ține de partea asta de casa 4. Adică, Marte în case, din perspectiva asta, motivații arată mai degrabă un loc din care tu te simți motivat și anumite persoane care contribuie la motivația ta. Da. Casa 4 e familia sau pe cei care consideri apropiație, un loc bun, adică Marte în casa a patra este foarte mult stimulat de spațiu. De spațiu, da. Da, de locul în care trebuie să facă chestia aia, știi? Adică, nu știu, pentru un, să zicem, un constructor sau un cineva care face, să zicem, design interior, dacă el nu simte energia locului cu Marte în patru, nu poate să facă. Da, așa e. Înțelegi? Și de asta contează locul, spațiu și acel sentiment de familiaritate, știi? Deci asta e elementul cheie. Și pentru un copil, de exemplu, cu Marte în rac, e foarte important să nu-l arunci azvârle în lume, în situații neprevăzute, situații care nu habar nu are. L-ai dat complet peste cap, așa. Ca să te anihileze, pur și simplu ei, băiat sau femeie, nu contează. Pur și simplu el nu va mai fi motivat să facă. Și atunci tu trebuie să-i creezi sentimentul de familiaritate. Da? Nu-l duci la școală și îl împingi, hai du-te, spune poezia. Nu, lasă-l puțin să simtă lucrurile, energia, că el va ieși în momentul în care se va simți el safe, se va simți pregătit. Da. Vai, ce important e să se știe lucrurile acestea, mai ales când începi să influențezi pe cineva pentru că adultul de mai târziu. Da, o motivație prost setată te anihilează, știi? Numai, adică ajungi să faci doar ceea ce ți se cere, doar ceea ce musai, da? Și după aia ești foarte frustrat în viața ta că, eu nu fac nimic din ce place. Da, exact. Pentru că nu ai motivația corectă. Stai, nu ți-ai setat acea motivație. Marte în Leu. Marte în Leu, așa, eu fiind posesor de Marte în Leu. De-aia zâmbeam deja. Da, Marte în Leu e foarte simplu. Succesul. Să te bagi în seamă. Asta te motivează. Ideea de a face ceva care să-ți atragă aplauze, să-ți atragă aprecieri. Da? Chestia aia te stimulează să faci. Da? Diferența față de Marte în Tower, pe Marte în Leu nu îl interesează premiul în bani, ci îl interesează premiul ca și premiul locul întâi și că e fotografia ce aplaudat. Da? Adică Marte în Tower tot timpul ar alege o activitate profitabilă, în schimb Marte în Leu ar alege o activitate care aduce recunoaștere. Nu înseamnă neapărat lipsită de profitabilitate, doar că-s criterii total diferit, da? Îmi dădeam exemplu cu cursul. La un Marte în Leu zice, cursul ăsta mă ajută să mă bag în seabă, sunt în formă sau alta. Adică pot să mă laud, să zic, uite, am făcut cursul ăla și toată lumea zice, bravo, Dani, super mișto chestia aia ce faci, da?
Asta e motivația și trebuie lucrat într-un mod constructiv, pentru că altfel un Marte în leu se va băga în seama iurea. Va face lucruri doar pentru a atrage atenția, doar pentru a primi acele aplauze și asta poate să fie chestii chiar foarte toxice, se facă pur și simplu. Și pur și simplu Marte în leu, asta e motivația și eu de la asta plec, adică tot timpul când scriu un articol, când fac ceva, simt această motivație de a primi un feedback, da? De a primi o validare. E ok. Altfel, dacă nu am această motivație, nu fac. Da? Sau fac ceva ce îmi face doar mie plăcere și ok. Da? Bine, e logic într-un fel să vrei validare. În fond, toți, indiferent de unde îl avem pe Marte, avem nevoie de asta. Mai ales da, dar la Marte, Marte e elementul cheie. Deci el nu face dacă nu e o chestie care se aducă partea de reușită, partea asta de a avea o audiență, de a obține un câștig de imagine, un câștig de capital. Nu îl motivează, nu face, doar pentru bani. Nu, i-a renunțat la job care era strict pentru bani și era foarte bun jobul și aș fi crescut și o meserie care puteam să o fac foarte bine pe partea asta strict pentru bani. Nu m-a interesat pentru că nu aducea validarea de care aveam nevoie. Da, satisfacție și tot. Da, pentru un adolescent, care ar fi minusurile cu așa o poziție? Să facă lucruri doar ca să primească validare, să facă tot felul de trăsnei care sunt aprobate din jur și aduc chestia asta de mamă, ce tare e ăla, mamă, ce șmecher e ăla, știi? Și ce tare e, uite ce a făcut. Și atunci poți să faci foarte multe tâmpenii doar pentru a atrage atenția. Contează și restul cărții, normal că nu au, dar da, în esență, da, de exemplu, astrologie, unul din motivele pe care am învățat astrologie este că nu mai făcea nimeni și era o chestie care, bă, puteam să rup gura târgului, să cel mai șmecher, cel mai tare, nu făcea nimeni acolo la mine, la piața, nu știam pe nimeni în jurul meu, bă, gata, mi-am găsit nișa, aia e, o studiem. Ce fain. Numai că deschideam gura, sunt astrolog, mamă, ce mișto. Deja Marte în leu era motivat, da, studiem. Da. Și aia mă motivează, adică nu, adică, știi, mai, cum spuneam, față de Marte în Taur nu e chestia aia de bani financiar. Da? Și asta ne a ajuns pentru că a trebuit să învăț să îmi direcționez leu ăsta, să țină conști de partea asta, dacă vrei să faci ce-ți place, trebuie să inclui și partea asta de disciplină financiară, să poți să te întreții. Da, pentru că altfel te interesează doar imaginea, doar să dai bine și atunci faci tot felul de chestii care nu produc. Și atunci trebuie să reglezi. Din ce descrii, încerc să mă pun în pielea unui părinte care are un adolescent cu un Marte în leu și oricât probabil ar încerca părintele să-l tempereze sau să-i explice niște lucruri până nu se clarifică și nu conștientizează adolescentul în sine, nu cred că și aici ce trebuie evitat, regulă de aur, niciodată nu-l critici. Da. Mai ales când sunt și alții de față și de obicei când Marte în leu vrea să facă ceva, mai bine lași în pace, pentru că mai e o chestie. Leu este semn fix, nu face imediat. Da, dar dacă tu ai zis nu, o face imediat. Da, l-ai provocat. Da, la Marte în leu chestia aia, bă, eu vreau să fac chestia aia, mă interesează un feedback. Da, dacă tu ești împotriva mea, chestia asta de Big Mama Ego și eu țară că fac și o fac imediat, chiar dacă eu am aruncat-o doar ca să văd, știi, de multe ori. Da. A Marte în leu chestia, mă, Patricia, uite ce mișto, aș face chestia aia, știi, și mai mult ca să obțin un feedback. Corect. Înțelegi? Și atunci, pentru un părinte care are un copil cu Marte în leu, regula de aur este nu-l critica, întâi zi, da, e ok, interesant, vorbim, discutăm și, pe urmă, luați și negociat. Deci, mai ales partea asta de critică, observație, este foarte... Și răbufnește și atunci copilul cu Marte în rac, cu Marte în leu, devine foarte greu de gestionat, foarte reactiv, foarte orgolios și cu toane, cu reacție, cu multă furie. E delicată poziția, de asta te întrebam. Pentru un copil, mai ales în perioada adolescenței, e destul de delicată dacă nu-i altceva în hartă să-l mai tempereze. Dar regula de aur este să nu îl contrezi imediat, să nu îl critici și să-l lasă, să știi că... Și dirijat pe chestia asta constructivă, adică înțeles că ai nevoia lui de a fi cel mai bun, de a fi number one, de a obține acea validare. Și în casa 5-a? În casa 5, motivația poate să... Ce te motivează e să faci ce-ți place.
Ai casa 5, fericire. Uh-huh. Lucruri care să te facă fericit, să-ți aducă satisfacție. Lucruri care să le iubești. Da? Cineva cu Marte în 5 nu poate să, foarte greu, moare într-un job de ăsta care nu-i aduce niciun fel de satisfacție. Să te facă să te simți creativ. Cred că asta e. Creativ, da, să-ți facă plăcere. Că e creativ, că o structură care e creativă sub o formă sau alta, e ok. Dar în esență să-ți placă. Să iubești ceea ce faci. Dacă nu iubești ceea ce faci, nu poți să faci. La Marte în... Marte în Leu mai face și chestia asta. Bă, dacă eu știu că obțin o satisfacție, obțin niște premii, o validare, o chestie acolo, mișto, bă, nu-mi place, dar o fac. O fac bine, să înțelegi. Dar la Marte în 5, dacă nu place, nu generează plăcere și satisfacție ție personal, nu poți să o faci. Da. Dar e și generos, aș zice, Marte în Leu. E foarte generos. Da, da, Leu e generos dacă vrea el. Numai când vrea el, corect, da, dar e. E, adică e, nu e, calzi, da, știi, dar e... nu poți să-i ceri să fii generos. Nu. Te plesnește de smerfulge, adică nu, știi? Da. Adică e, la Marte în Leu, te ajut când am eu chef, nu când ai tu nevoie, știi? Așa e. Așa e. Înțelegi? Dar tu spui ce problemă ai, lasă-mă în pace, te ajut eu, gândim, dar nu acum. Dragii mei, ce fain e când îți știi minusurile și începi să lucrezi cu tine. E pe cuvântul meu, e super. Adică da, rezultatul. Ei la pilă și înțelegi exact cum funcționează. Și aia e, adică da. Marte în Leu, aia o să-l motiveze. Cu Marte în Taur, partea de profită, Marte în Leu, partea de imagine. E clar, nu poți să le inversezi. Da, așa e. Că iese prost, nu mai faci nimic, înțelegi? Marte în Fecioară. Marte în Fecioară, motivația e dată de a se simți utilă. Sentimentul de utilitate, foarte important. Marte în Fecioară trebuie să știe că ce face este util altora, lui, nu contează. E acolo nevoia asta de a fi de serviciu, de a oferi suport, de a fi, de a-ți face treaba, plus partea de perfecțiune. Adică noi vorbim de Marte doar prin prisma motivației, nu motivație. Ce generează mod stil de lucru, mod de a acționa, ci ce te motivează. Da? Iar la Marte în Fecioară e foarte important să știi exact ce ai de făcut. Tu dacă ești posesorul unui Marte în Fecioară și nu-ți definiști obiective clare și nu-ți definiști un plan foarte clar, nu poți să-l faci. Da? Marte în Fecioară nu trece la treabă decât când știe toate detaliile a ceea ce face. Ceea ce de multe ori nu prea se întâmplă. Da? Nu prea se întâmplă, da. Și atunci soluția este să te concentrezi pe primii pași. Că inițind, tu acumulezi mai multe informații, mai multe experiențe și vei ști cum să rezolvi și pașii care în momentul de față nu știi ce va fi acolo. Da? Pentru că de multe ori Marte în Fecioară se oprește și pierde motivația în momentul în care el nu știe peste 3 luni dacă face chestia aia cum va fi. Păi nimeni nu poate să-ți spună chestia aia cum va fi. Știi? E ca și cum tu vrei să repari un telefon fără să-l desfaci, să știi care e problema lui. Da? Și zici, bă, dar dacă îl desfac și acolo e o chestie și nu știu și înțelegi? Și atunci la Marte în Fecioară trebuie să-și dea niște indicații foarte clare. Iar pentru un copil cu Marte în Fecioară, părinții trebuie să fie foarte preciși când îi cer să facă ceva. Trebuie să curezi cartofi. Câți cartofi? În cât timp și când? Pieții părinți. Pieții părinți, dacă sunt haotici. Da, pentru un copil cu Marte în Fecioară să vină tata și zic, du-te și fă și tu ceva. Ce? Și fă și tu curat în cameră. Bă, trebuie, dau cu varul. Ce înseamnă? Zim, ce înseamnă pentru tine curat? Adică trebuie să definești foarte clar. Da, așa e. E foarte important. Și Marte în Fecioară, dacă își definește primii pași, că asta e, dacă nu se întinde prea mult, și își definește foarte clar niște obiective de aici până aici, va performa extraordinar, va fi extrem de motivată, da, să știe foarte, dacă știe exact ce are de făcut, dar pe punctulețe. Pentru că altfel nu va ști când se oprească. Că intervine mama perfecțiunii și se duce. Da, deci la Marte în Fecioară. Și te motivează toate chestiile astea de detalii, de mărunțiși, de aranjat, de ordonat. Adică te motivează să faci activități în care presupune partea asta numărat, ordonat. Da, curățenie. Da? Uh-huh. Și asta se aplică la orice. Îți dau un exemplu. Motivația de a scrie un articol. Indiferent unde ai Marte, nu doar Marte în gemeni scrie articole, că ăla scrie cel mai puțin, mai mult vorbește. Da? Orice persoană, să zicem, partea asta de să scrie un articol pe tema care le interesează, pe subiect, da? Este stimulat de poziția lui Marte. Marte în Fecioară este stimulat de bogăția detaliilor pe care le poate oferi.
Da. Înțelegi? Ele se stimulau, te-am găsit niște cifre, niște statistici, de a ordona, de a structura, pune niște tabele, niște chestii, înțelegi? Da. Marte în leu va fi, mamă, uite ce le dau eu acum să vezi ce mișto scriu ei cu cereschi, fac să cadă tonț în limbă și nu dă, poate nu dă niciun detaliu, nu dă nimic, nu e foarte specific. Uh-huh. Înțelegi? Deci asta e motivația, e că când vrei să faci ceva, gândește-te ok la Marte în Fecioară, cum poate să fie utilă chestia aia și cum poți să, ce fel de detalii pot include. Da. Și de unde până unde. Important, vital. Uh-huh. Și în casa șasea? În casa a șasea este, ce te motivează e însăși munca de a face treaba. Da? Da. Adică e chestia la fel de a fi utilă, dar de a munci și de a... Aici de obicei se ajunge pe workaholic. Muncă, 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 nu mai respirăm, nu mai facem nimic decât muncă, să ne facem datoria, să ne facem treaba. E o poziție destul de delicată la Marte în casa a șasea pentru că dă o chestie de criză, agitație, stres și generează și probleme de sănătate pentru că devii foarte stresat vis-a-vis de ceea ce ai de făcut. Dar în esență, ca și motivație, Marte în 6, ideea asta de a ajuta, de a fi util, de a fi practic, de a fi pragmatic în ceea ce faci. Chestia asta de a te ajută. Da. Adică e chestia de a fi de serviciu, dar într-un mod constructiv. Uh-huh. Când ajungi într-un mod toxic pentru tine, la modul în care tu le rezolvi problemele tuturor celor din jur, că tu le rezolvi cel mai bine, nu te simți ok. Dar dacă tu devii un foarte bun, să zicem, specialist pe ceea ce faci tu și te concentrezi foarte mult să fii util cu ceea ce știi și îți definești clar limitele, e ok. E bine, da. Da, 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 da. De fapt, da. Tot secretul. Motivezi și cum lucrezi, trecem la balanță. La balanță, Marte în balanță. Marte în balanță e stimulat de dacă mai e cineva, dacă împărtășește cu cineva acea idee, dacă pur și simplu ideea asta de a lucra cu cineva, de a primi un feedback, o validare și stimulat de tot ce înseamnă partea asta interacțiune. Da? Mm-hmm. Adică ceea ce face este ca și cum, dacă la Marte în Leo e ideea asta de validare generală, nu contează de la cine, Marte în balanță tot timpul, de exemplu când scrii un articol, îl scrii având în minte o persoană. Dacă persoana aia dă ok, e ok. Da? Tot timpul Marte în balanță când face ceva, are clar o persoană în minte. Nu de unul singur că... Da, nu, e o singură persoană la care se raportează. Da? Da, da. La nivel subconștient poate să fie, dar și, nu, și chiar conștient, adică el scrie pentru ceva, face chestia pentru cineva, pentru că ei așa se raportează. Cum ar zice celălalt, cum ar vrea celălalt și așa face. Da. Și poate să facă chestii motivația extraordinare. Da? Dar Marte în balanță nu prea poate să facă chestii singur. Uh-huh. Și atunci pentru un copil, dacă îl pui să facă doar chestii singur și nu îi dai posibilitatea de a interacționa... E ca Marte în balanță, un copil va învăța dacă mai e cu alți copii, mai e cu un alt copil, da, vine un prieten și hai învățați împreună, faceți ceva. Marte în balanță să facă ceva singur este lipsit de motivație. Nu poate să facă. Profit acum de faptul că ești la povestea descrierii lui Marte în balanță. Marte în balanță, bun, e motivat dacă are cu cine, dar e în exil și mă gândeam, e un Marte mai motivat când e în domiciliu? Nu. Ca și comparație? Nu, pentru că Marte în balanță suferă berbecul. Marte nu suferă. Uh-huh. Deci berbecul suferă, că șeful lui e, da, e în balanță, punctul opus, la mama dracu și nu poate să... E conexiunea slabă. Înțelegi? Dar Marte, el de capul lui, în balanță n-are nicio problemă. Asta e cu partea asta de demnități, domiciliu, e legat de semn în esență, nu? Deci, Marte în balanță e Marte în balanță. Deci, el se motivează cu energia balanței, acolo locuiește, acolo, de acolo mănâncă, acolo face toate chestiile. Berbecul stă și suferă, zice, bă, mai vine și tu pe acasă. N-aud, nu am semnal, da? Cam așa e, știi? Berbecul zice, bă, am nevoie de ajutorul tău, trebuie să facem o treabă berbecească. Și el zice, n-aud, stai că sunt la cineva în vizită și semnalul prost, hai vorbim mai târziu, următoarea viață, da? Deci, Marte în exil e pentru berbec, nu pentru balanță. Da? El cu acolo, cu fetele, râde în glumim, Marte în balanță. Da.
Da, era în contextul acesta, primisem o întrebare mai de mult și nu știam că noi vom urma să facem o discuție legată de Marte. Și întrebarea era exact aceasta, dacă Marte în domiciliu e mai motivat decât unul în exil sau în cădere. Și era dat acest exemplu cu Marte în balanță, care e motivat dacă are cu cine, fiind în exil, și Martele din rac, care este motivat dacă e vorba de familie. În acest context eram curioasă. Da. Adică poziția unei planete într-un semn, Marte într-un semn, nu arată din start nivelul de motivație, ci arată cum te motivezi tu. Cum te motivezi tu? Da, relația lui Marte cu restul elementelor, aspectele, poziția într-o casă, poate să arate un nivel de motivație mai crescut sau, da? Ci poziția în semn mai degrabă arată natura motivației. Da, mai sunt niște întrebări și le voi probabil împrăștia în funcție de cum ajungem. Ok. Marte în casa șaptea. Marte în casa șaptea, la fel, e pe zona asta de interacțiuni, de relaționare, dar aici lucrurile sunt mult mai practice. Adică tu ești stimulat foarte mult să, dacă faci ceva cu cineva efectiv. La Marte în balanță, mai degrabă chestia de a obține o validare, de a te raporta la cineva. Aici e chestia de a avea pe cineva, da? Fizic, care să te raportezi, cu care să faci, pe care să frești la melodie. Că Marte în șapte pune foarte multă presiune pe celălalt și E toate frustrările lui le aruncă foarte mult pe chestia asta. Adică ca și motivație poate fi Marte în șapte să ai un țapi spășitor lângă tine. Da, da. Cineva care să arunci măgăreața foarte ușor, da, că din cauza ta, că din cauza ta, că din cauza. Din păcate. Da? Da? Mm-hmm. Dar la Marte în șapte ce te motivează este să lupți pentru cineva. Doar că de multe ori este dus la direcția că ajungi să lupți cu acea persoană. Deci la Marte în șapte trebuie să lupți pentru cineva, nu împotriva cuiva sau ceva. Pentru că Marte în șapte foarte ușor crezi că tu trebuie să lupți cu cineva, că ai un dușman. Că asta e casa șaptea, dușman în direcție. Bă, competitorul, da? Dușman e... nu-i. Deci mai devreme sau mai târziu competitor. Celălalt devine, da, unic. Celălalt, da? Și Marte în șapte tu crezi că din cauza ta eu nu pot să fac chestia aia. Da? Eu din cauza ta nu pot să faci chestia. Chiar dacă tu nu mi-ai zis niciodată nimic, chiar nici măcar nu știi ce vreau să fac, dar eu știu sigur că din cauza ta nu pot să fac chestia. Și atunci tu trebuie să înveți să nu mai lupți cu oamenii, ci să lupți pentru oameni. Pentru că Marte în șapte e stimulat dacă ajută pe ceilalți, dacă face luptă pentru cineva. Și asta este, să zicem, direcția pozitivă. Da, un Marte în șapte poate să fie o persoană care să îi apere pe ceilalți, sub o formă sau alta, că e medic, că e avocat, că se pricepe la ceva, cineva care să lupte alături de cineva, să susțină. Da? Sau poate să lupte cu persoana aia, să-i dea bobărnace, de ce ai făcut prostia aia, zbang, zbang, zbang. Înțelegi? Aici e alegerea. Da. Marte în Scorpion, nu? În Scorpion. Marte în Scorpion... este motivat, stimulat dacă lucrul e o raznă, dacă este mega tensiune, dacă este agitație, dacă este ajunge la situație extremă, totul sau nimic. De asta Marte în Scorpion face lucrul în ultimul moment. Este stimulat de acea situație extremă. Și de obicei ce fac cei cu Marte în Scorpion? Generează situații tensionate. Le și plac. Nu că le plac, e așa funcționează. Sunt persoane care au foarte mult sânge rece, au partea asta în situații de criză, sunt foarte calmi și sunt agitați în situații liniștite. Da? Și automat ei trebuie să-și complice, trebuie să-și creeze o tensiune, o problemă, da, mult mai mare ca să rezolve o chestie simplă. Da? Marte în Scorpion. Și atunci, care e soluția? La Marte în Scorpion trebuie să înțelegi că te motivează intensitatea momentului. Da? Faptul că e pe ultima 100 de metri, că mâine trebuie să predai lucrarea, că mâine trebuie să faci, asta te stimulează. Și atunci ce poți să faci? Ok, dă-ți niște termene mai scurte. Tu știi, ok, sâmbătă așteaptă profesorul să predau lucrarea. Nu, eu mâine trebuie să o termin. Și generez o stare emoțională. Nu, mâine eu trebuie să o termin. Adică trebuie să te enervezi tu pe tine ca să faci ceva. Că așa funcționezi cu Marte în Scorpion. Trebuie să fii puțin nervos. Ca când ești puțin nervos, dar nu mă refer la agresivitate, ci iritat, dus în punctul ăla în care trebuie, în momentul ăla te calmezi și faci chestia respectivă. Dacă ai timp, dacă nu e o urgență, dacă ai ce trebuie, Marte în Scorpion nu face.
Nu face. Tu zici câtă nevoie de maturitate e aici ca să poți să lucrezi deja cu tine cu cât mai din tinerețe, cu atât mai bine? Da. E nevoie de foarte multă maturitate să înțelegi mecanismul. Mi se pare o poziție păcătoasă, dificilă. Da, e. Adică, cum zic, eu recomand, de exemplu, la copii cu Marte în Scorpion, la părinți, le recomand că primul lucru care trebuie să-l facă este să nu-și menajeze copilul. Da. Să nu le dai activități simple. Da, copilul are 4 ani, dă-i Lego de 12 ani. Că poate să-l ducă. E va fi motivat să-l facă, dar dacă tu îi dai chestii simple, el nu va fi motivat să facă nimic. El poate să fie mega talentat, foarte bun, dar dacă nu îl duci tot timpul la clasa superioară, la nivelul superior, asta, în felul ăsta îi construiești această motivație pozitivă. Tot timpul îi dai peste. Înțelegi? La o Marte leu nu vii cu chestia asta. Da, Marte în leu, băi, de ce să mă duc eu peste, că mă fac de căcat? Exact. Adică ce-mi dai mie, eu am 4 ani, dai de 12 ani, dar e prea complicat, dar dracu, când ajung la 12 ani, adică păi nu mă motivez cu chestii foarte grele, da? Corect. Da, leu ușor, ca eu să primesc, leu tot timpul caută easy win. Bă, e ușor, primit aplauze, frumos, ce să mă chinu eu să fac nu știu ce, înțelegi? Deci nu funcționează, la mine n-a funcționat chestia asta de, bă, foarte complicat. Nu, nici la jocuri, când mă joc, dacă e prea complicat, e prea greu, dar dracu, ce să mă chinui? Corect. Dacă mai imaginează-ți că ai vreo 5 copii cu 5 poziții diferite ale lui Marte, ce te faci? Bă, dacă ai 5 copii, nu cred că mai apuci tu să mai te uiți în cărțile lor, da? Decât dacă ai 5 menajere și nu știu ce. Dar acum, da. În zilele noastre cu 5 copii și așa, da, înțelegi? Eu am prin jur pe aici, da, am. Se reglează, știi? Deci nu, pe astrologie e o cale, știi? Deci, la Marte în Scorpion, asta e pentru părinți, nu? Și tu ca adult, nu te apuca să faci lucruri simple, banale, du-te pe chestii hardcore, pe chestii extreme ca solicitare, ca provocare. Pentru că dacă tu, cu Marte în Scorpion, cauți să ai o viață liniștită, o să-i terorizezi pe cei din jur. Da. Înțelegi? Undeva energia aia cere să fie consumată. Da, ai nevoie de intensitatea aia, de extrem. Adică Marte în Scorpion, chirurgi foarte buni, oameni care, de aia, care pe viață și pe moarte, adică el atunci rămâne centrat. Marte în 8. În casa 8, da. Da, motivația este legată de celălalt, da? Marte în 8, de partea asta de ce are de câștigat, ce are de pierdut celălalt sau în relație cu tine. Da, și atunci poate să fie ca și stimulare pozitivă pe a ajuta pe alții să câștige. Da, stimula negativă să piardă. Să piardă, clar. Da, poți fi foarte stimulat să-i faulezi pe celălalt să piardă, da? Depinde restul hărții. Da, uneori sunt momente în care lua la dracu iarăte-o lui, știi? Da? Deci dușmanul deci, ideal Marte în cu Marte e stimulat ori de motivat să facă ceva dacă ajută pe cineva să câștige sub o formă sau alta sau să... Adică Marte nu pot fi, de exemplu, consultanți foarte buni de defecte și care își ajută clientul să câștige ceva de la un proces, bani, orice, știi? Dar trebuie să păstrezi ideea asta de focus pe câștig, să-l ajuți să câștige și atunci vei câștiga și tu. Înțelegi? Da. Dar dacă cu Marte în casa 8-a tu ajungi în punctul în care zici, a, păi ăla îl câștigă nu știu cât și începi să te compari și începi să faci chestii, dar nu mai ajuți, ajungi să lupți cu el și ajungi să-l faultezi și te faultezi pe tine. Da, în final. Înțelegi? Tu câștigi dacă cel care l-a ajutat câștigă. A? Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai niște limite, trebuie să știi valoarea ta. Știi? Adică e ok. Corect. Te ajut pe tine să câștigi 1.000.000 de euro, dar tu îmi dai 100 de euro. E ok, nu e ok, dar în esență aia te motivează, da? Hai să te ajut pe tine să faci chestia asta, hai să, da? Înțelegi? Da. Marte în Săgetător. Marte în Săgetător e stimulat de tot ce înseamnă cunoaștere nouă, experiență nouă, tot ce-i străin. Da? Tot ce-i străin, de la țări străine, locuri străine, să călătorim, să mergem, expansiune permanentă. A, partea asta, hai, și acolo, și acolo, hai să vedem și aia ceva nou, să înțelegem ceva nou, să... Asta e Marte în Săgetătorii. E ușor, se stimulează ușor, că găsește tot timpul. Marte în Gemeni, Săgetător, tot timpul găsesc chestii de făcut. Da, la ei nu e problema. Aici n-ai de lucru cu... Nu-ți dă de furcă. Nu foarte mult, la modul în care trebuie să înveți să motivezi, ci trebuie să înveți să motiveze corect.
Pentru că Marte în săgetător poate să devină foarte superficial, știi? Mamă, facem și aia, mamă, facem și aia, mamă, facem și ce-ai terminat? Nimic, da, eu am făcut și aia, am făcut și aia, știi? Înțelegi? Da. Și atunci trebuie lucrat pe ideea asta de... Ca Marte în săgetător, corect motivat, trebuie să aibă niște valori și niște principii foarte clare pe care să facă. Da? E chestia aia de a face ceea ce este corect și în modul corect. Aia e o motivație foarte importantă pentru Marte. Adică pentru un copil cu Marte în săgetător, e bine ca părinții să nu îl pună să mintă. Sau să facă ceva nu corect, nu într-un mod corect, nu într-un mod just, nu într-un mod care i s-a cerut. Da? Adică și cum de la școală îi se cere să facă, nu știu, niște lecții într-un anumit, să rezolvă probleme într-un anumit fel și chiar dacă tu știi un shortcut, o chestie și să-l înveți altfel, pentru Marte în săgetător, pentru cel copil, e foarte dificil, pentru că, domnule, mi s-a zis așa, așa este corect, așa sunt evaluat, tu mă înveți o șmecherie sau chestia aia, lasă, nu-i zi lui maică-ta, facem noi așa ca băieții, tată, fiu și... Adică, tot timpul Marte în săgetător e motivat de a face lucrurile corecte. Corecte, da? Și, și asta îl stimulează și, și da, pot ajunge avocați foarte buni, da? Depinde. Da, am pe cineva în familie cu Marte în săgetător și mi-amintesc că o situație, eram în vizită în România și trebuia să stai să aștepți foarte mult timp la o coadă interminabilă ca să urci la Babele, la Sphinx, știi, povestea. Da, care n-au mai investit, n-au mai, nu știu, poate să fi schimbat ceva între timp. Și ar fi existat o posibilitate să mergem un pic mai în față, să vorbim, să mergem mai repede. Să șuntăm puțin, da. Să vezi reacție. Deci nici n-a vrut, nici nu te-a lăsat să termini propoziția. Deci nu numai că nu concepe, deci nici n-a... Da, e cineva exact cu această poziție a lui Marte. Asta e stimulul, da? Da. Să fie corect, să fie acțiunea mea, să fie conformă cu principiile mele. Exact. E cel mai periculos este când ai Marte în săgetător și nu ai principii și nu ai valori și nu ți le construiești și nu ți le definești foarte clar. Și atunci poți să faci niște chestii foarte urâte celor din jur și chiar ție, că ajungi în situații periculoase la limita legii, pentru că tu nu ți-ai definit foarte clar, de fapt, ce e corect, ce nu e corect. Da. Pentru că poți manipula foarte ușor adevărul și corectitudinea așa cum vrei tu. Da. Casa nouă? Marte în casa nouă e stimulat de să mai obțin o diplomă, mai obțin o certificare, să călătorească, să umble, să parte să de expansiune, e stimulat de tot ce înseamnă străin, limbă străină, străini. Adică, de exemplu, nu știu, să scriu un articol în engleză, da, fiind român, zicem, da, Marte nou e mai stimulat să scrii direct pentru cineva de piața din afară decât pentru România, da, e mult mai interesant sau un lucru exotic sau tot ce înseamnă partea asta de străinătate, de a descoperi, de a, da, de casa nouă, știi, cât nu are legături mai puțin cu autohtonul, cu atât e mai stimulant. Da. Adică e engleză învață toată lumea, dar tibetană parcă nu e interesant să studiem să facem chestia asta. Bun. Marte în Capricorn, nu? Capricorn. Marte în Capricorn, foarte multă ambiție și motivația lor este de a obține cât mai multă putere și cât mai mult control. Da. Da, și chestia aia de ești motivat să iasă la o bere cu Dumnezeu, să fie, să facă ză lucru, să facă chestia cea mai și foarte ambițios și da, foarte control free, foarte, nu lasă și devin, să zicem, propriilor sclavi pe chestia asta de motivație Marte în Capricorn. O motivație corectă este dată de o planificare atentă. Dragi. E o planificare atentă, iar un copil, de exemplu, cu Marte în Capricorn, dar și un adult, este de a-și defini un plan, o strategie foarte clară, da? În care își definește cât stă într-o activitate, cât durează, când să se oprească, când să meargă mai departe. Da. Adică la un copil cu Marte în Berbec poți să vii acum, zicem, practic te plecăm. Păi gata, mai ieși pe ușă și în curugol. La un copil cu Marte în Capricorn trebuie să spui, vezi că mâine mergem acolo. Da, pus în gardă din timp. Încercam să-mi dau seama de diferența dintre Marte în Fecioară și Marte în Capricorn. Asta apropo de planificări și de detalii. Cam care Marte în Fecioară are nevoie de detalii. Da? Adică la Marte în Capricorn este suficient să spui mâine mergem acolo. E ok. Marte în Fecioară trebuie să spui unde, ce, cum, cu ce se îmbracă, de ce, ce...
Înțeleg. Te duci până în prăsele, am înțeles. Exact. Da, deci da. Nu e, adică la Marte Fecioară ea poate să fie și hai acum, dar dacă îi dai toate detaliile pe drum, e ok. La Marte în Capricorn, nu. Nu. Da? Trebuie să te trec în agenda. Da? Și foarte important. Și asta îl motivează, ideea asta de a avea o planificare. Că dacă ai un copil cu Marte în Capricorn, cel mai sănătos lucru este să-i planifici viața. Comunicând cu el, nu-i planifici tu de capul tău. Dar definind obiective, făcând un plan, spui sâmbătă mergem la McDonald's. Bun, ok, dar te ții de cuvânt, că te-a mama dracului dacă nu te ții de cuvânt la Marte în Capricorn. Da? Nu te uită, nu te spală nici apele Iordanului, da? Și nu mai are încredere în tine. Se duce singur la McDonald's, fuge de acasă, da? Dar cel mai are nevoie de chestia asta. Pentru el e foarte motivat să știe că azi face asta, mâine aia, are un plan, are o strategie, știe de ce face și unde ajunge. Da? Adică la Fecioară, de exemplu, că vorbeai de Fecioară, Fecioară e motivat de să știe toate detaliile a ceea ce are de făcut. Marte în Capricorn este motivat de obiectivul pe termen lung. Nu că la punctul 7 e o virgulă care nu o știm. Nu, nu îl stresează pe Marte în Capricorn, dar el trebuie să știe care e obiectivul și ce are de făcut. Asta e foarte, foarte important. Și e o poziție foarte puternică acest Marte în Capricorn. Iar în casa 10? Marte în casa 10 e o motivație acolo foarte simpatică, foarte simplă, la dătătoare de belele, este de a te lua în gură cu toți care fac pe șeful cu tine sub o formă sau alta. Orice formă de autoritate trebuie să faci pe cocoșel. Da? Aia te motivează. Nu. Te oprești un polițist, tata, mama, profesor, care vine așa și zice, eu am autoritatea asupra ta, hai să arăt eu că n-ai nimic. Da? Aia și da. O poziție. Și practic, Marte în 10 este stimulat să lupte cu sistemul. Da? Și acolo e o ambiție de fapt foarte mare, nevoia asta de reușită, nevoia de succes. Asta înseamnă Marte în 10. Te stimulează ideea asta de pur și simplu de succes, da? de a avea vizibilitate, avea apreciere, da? Pe zona asta, doar că te poate face extrem de competitiv și atunci nu prea suporți pe cineva care se vină deasupra ta. Tu trebuie să fii tot timpul deasupra, da? La Marte în 10, da? Trebuie să fii deasupra în orice situație, da? Trebuie să verificăm. Eu trebuie să mă întreb niște prietene. Să mă ia așa sau nu e așa? Trebuie să fii deasupra în control. Da. Nu poți să-ți zică ce, cum, stânga, dreapta, ce să faci, cum să faci. Și, da, la motivație pozitivă e chestia asta de a căuta succesul și a construi. Și avea răbdare să-l construiești. Contează foarte mult semnul că aia îți dă, că un Marte în Berbec în casa 10, vreau succes acum, da? Nu mi-a ieșit în picioare, vreau succes acum, da? Contează foarte mult semnul din spate care arată de fapt partea de motivație, să zicem, interioară. Casa 10, casele sunt foarte mult date de educație și chestii conjuncturale. Înțelege? E foarte mult... vine ca și educație. Da? Marte, cumva, un Marte însemnă îți aparține ca stimul motivațional, da? Aia e natura ta. Un Marte într-o casă, Marte 10, ești foarte mult educat să fii așa. Să fie așa, da? Uite, da? Un Marte în 10, sigur, ai avut cineva în familie care avea clonțul mare și se lua în gură cu toți. Da, care era cel mai, fata mea cea mai tare, nu te ilegi de ea, numai eu ce ai zis ceva, cum, înțelegi? Da? Chiar dacă persoana aia n-avea Marte în 10, avea altă hartă cu alt comportament, dar tu așa ai fost cumva educat să fii cu acel Marte în 10. Da? Confirm, acea persoană cu Marte în săgetător, atunci în exemplul cu Sfinxul, era crescută într-o astfel de familie. Deci cu niște reguli incredibile acasă, de stricte, de clare, de asta, da, asta, nu, asta ai voie, asta n-ai voie, în sensul de ce e corect, ce nu-i corect, asta era foarte interesant. Da, da. Da, și asta e diferența între case și semne. Adică casele tot timpul și la orice planetă. E o chestie foarte mult care vine cu educație, conjunctural, cum te raportezi tu la mediul în care trăiești, ce informații ții de acolo, cum le procesezi. Dar poziția în semne îți aparține. Adică dacă elimini tot stimul exterior, toată viața ta, tu ești planetă în semne. Da. Tu cu tine. Da? Când nu ai ceva de făcut, nu mănânci, nu se activează casa a doua. Da, dar se poate activa taurul să ai pofte, dar nu neapărat să mănânci. Așa e. Da. Hai să mergem mai departe, unde am ajuns la vărsător. Marte în vărsător. Păi, el este stimulat dacă face ceva altfel. Nu-mi conformist. Da?
Adică trebuie să-i spui din punctul A, uite, ai desenat și tu o linie dreaptă? Nu, că trebuie să desenezi o curbă. Da? Nu, el, Marte învărsător, e stimulat tot timpul nevoia de a inventa și nevoia de libertate. Da? La Marte învărsător să nu-i spui cum să fac un lucru, cum să se face, cum nu o face. Da? Înțelegi? Și de asta, pentru un copil cu Marte învărsător, e foarte dificil să poți să-l faci să respecte niște reguli, pentru că el, în natura lui, el nu trebuie să respecte regulile. Ca și cum acolo, un microchip acolo, Marte învărsător, care zice, ok, regulă, ignoră. Trebuie încălcată. Da? Și ce stimulează, în schimb, e partea asta de originalitate. Da, voie... Tu, dacă ai Marte învărsător, să-ți dai voie să exprimi nonconformismul, originalitatea, fără a ignora ceea ce există deja. Deci dacă vrei să schimbi regulile, întâi trebuie să înveți regulile. Și dacă ai un copil cu Marte învărsător, să spui, ok, tu vrei să rezolvi altfel problemele, dar întâi trebuie să-mi arăți că știi cum să le rezolvi clasic. La care. Da? Pe urmă îți dau voie, îți dau voie să faci lucrurile altfel, îți dau voie să inventezi și tot timpul va fi stimulat Marte învărsător să facă lucrurile altfel. Adică tu iei o mașinuță, crezi că el se va juca, el o va demonta. Uh-huh. Sau face ceva ce niciodată nu te gândeai că face cu chestia aia. Și aici, ca și motivație, partea asta de libertate, spuneam că e foarte importantă. Adică Marte învărsător este foarte mult motivat de ideea de libertate pe care poți să obțină. Da. Chiar este stimulat să facă lucruri care îi oferă mai multă libertate de acțiune, de exprimare, de orice trebuie să-și o definească. Da? Da. Dar dacă e o chestie care pac să aibă chestia asta de libertate, independență, se miște și cumva partea asta de impact la nivel de grup, atunci va fi foarte stimulat. Da? Dar un Marte învărsător nu poți să-l pui să facă chestii de rutină. Așa este. Am o prietenă și îmi trimisese o întrebare. Zice, uite, l-am pe Marte în vărsător și e peregrin și cum l-aș putea folosi optimal și perfectă situația. Dezvoltă-ți niște skill-uri, învață să faci lucrurile altfel, dă-ți voie, experimentează, dar întâi învață un lucru așa cum se face și pe urmă încearcă să-l schimbi, încearcă să inventezi. Pentru că altfel ajungi să inventezi apa caldă, care s-a mai inventat deja, și tu ieși acolo, mamă, uite ce mișto chestie, mișto am făcut, ce produs am inventat eu, și când îl găsești deja, ai produsul ăla pe piață de 20 de ani. E deja acolo, da. Știi? Și atunci dezamăgirea e cruntă, știi? Și asta ți-a din... Da? E ok să faci lucrurile altfel, dar fă-le într-o manieră constructivă și inteligentă. Ca un veritabil semn de aer. Studiază înainte, nu respinge tot ce-i făcut deja. Iar Marte în 11, ce te stimulează este interacțiunea la nivel social, da? Să fii cu mai mulți oameni, să-ți ofere deschidere, să te integrezi tot felul de grupuri, să te duci acolo, să poți să crești la nivel social, profesional. Asta ar fi una din motivații. Adică un Marte în 4 este motivat să stea acasă să lucreze ceva. Adică va fi foarte motivat să facă un lucru el acolo, în căldura căminului lui și la biroul lui. Schimb un Marte învărsător, hai să facem ceva, ieșim afară, ieșim în mall, ieșim undeva într-un club, ieșim undeva unde e mai multă lume și facem. Da? Și atunci va fi foarte stimulat să facă. Da? Poți să fii stimulat și în online, să știi, că uite, prieteni. Da, e același lucru, da? Casa 11, da? Interacțiune, chestie publică. Mm-hmm. Nu? Una e să stai tu să studiezi astrologie și pentru tine și stai acolo liniște, spui căști, e muzică în căști și îți face o cafea, aia e Marte în 4, stai acolo și stimulat de chestia asta, da? Ai o pisică, o mângâie, ai un câine, da, un copil, ceva, înțelegi? Mm-hmm. Marte în 11, hai mă, să ne adunăm, să vorbim și noi astrologii, că așa pot să mă simt stimulat să fac ceva. Așa e. Marte în pești. Marte în pești este stimulat foarte mult de... un vis. Deci Marte în pești, dacă nu are un vis, nu face. Ce nu idealizează, nu visează, pur și simplu să viseze ceva. Și marea problemă e că Marte în pești visează, dar nu rămâne constant pe un vis. Da. Înțeleg? Și atunci se diluează, se pierde pe chestia aia, îl fură visul. Și atunci cu Marte în pești trebuie să fii ferm, să zicem, pe acel vis, pe chestia care ți-o dorești, să nu lași să se schimbe, să te fure peisajul. De aici
cei care sunt prea fixați pe un vis devin fanatici cu Marte. Da. Ești, au o idee în cap și aia o fac și nu mai stânga-dreapta, e așa cred, e așa simt și așa trebuie făcut. Și aia stimulează, da? Cu cât simțirea mai intensă, cu cât visul mai puternic, cu atât ei fac niște lucruri. Și motivația corectă este să ai un vis, să-l hrănești, să-l menții, să nu te atașezi prea mult, dar nici să-l lași să se piardă. Păi razna. Dacă apare altceva și s-a mutat focusul și în momentul respectiv amarte în pești, nici nu-ți dai seama că nu mai faci ceea ce începusei să faci. Da. Da. Adică Marte în gemeni, mă duc la magazin, mă duc în piață și ajung la farmacie și își dă seama, stai că eu trebuie să mă duc în piață, dar acum la farmacie. Dar Marte în pești nici nu dă seama că el trebuie să, uite că trebuie să ajungă la în piață, el la farmacie. Uh-huh. Ce caut eu la farmacie? Da? Morcovi aveți? N-aveți. Îmi pare rău. Adică Marte în pești nu e neapărat slab, dar el dacă nu este motivat de o poveste, de un vis, de o chestie care... Și la punctul opus față de Marte în Fecioară. La Marte în Fecioară trebuie să dai toate detalii, toate punctulețele și așa și așa, toate notele subsol. La Marte în Pești nu zi nimic, lasă-mă. Nu-i zi, lasă-l în pace. Lasă-mă, da? Trebuie să fii stimulat de o idee, de o poveste, de o poză, de o ceva, de un vis, ceva care să hai să facem, da? Cu cât îi spui mai multe detalii, cu atât își pierde. Cu atât o persoană cu Marte în Pești, cu cât își oferă, da, mai multe detalii, să zicem că are Mercur în Fecioară și cu Marte în Pești, acolo se anihilează toată motivația, că Marte în Pești e stimulat de poveste, de secret, de dezvăluit, de hai să vedem, de ceață, înțelegi? De ceață, exact. Înțelegi? Și vine Mercur în Fecioară și zice, păi ai așa, ai așa, ai stânga, ai mică, ai pătrată, ai rotundă. Dar e ca și cum... Mercur, știi, te uiți la un film cu Marte în Pești și vine Mercur în Fecioară și zice, dar știi cum a fost filmată scena? Uite așa, uite că era ecranul verde, că l-ai așa și l-ai ucis. L-ai terminat. Ți-a tot. Da. Eu am rămas cu mintea la farmacie și la morcovi. Mi-am uitat de bancurile cu iepuraș din vechime. Nu mai funcționez deja, sunt, da. Hai că mai avem Marte în 12, nu? Și în casa a 12-a. Marte în 12 este stimulat să facă chestii pe care să nu le spună nimeni. Da. Atunci el trebuie să aleagă, poate să facă toate tâmpenile lume cu Marte în 12 sau face chestii și când sunt gata le poate oferi, da? Și cel mai dezastros pentru Marte în 12 este să se laude cu ceea ce face, că nu mai face. Nu mai face, da. Deci Marte în 12, vrei să faci ceva, țineți gura, fă-o, ok, când și e gata, o scos la suprafață. Dacă ai început să spui, să ciripești, e gata. Îți pierzi motivația, nu mai faci. Da. Cum e cu Marte atunci când în harta, știi, se spune că te uiți unde e Marte în hartă dacă ești femeie, că ți-ar arăta cumva genul de partener de care ești atrasă sau cel puțin E o atracție, poate să fie o atracție de natură, să zicem, erotică, sexuală acolo cu Marte, înțelegi? Dar nu e neapărat partenerul potrivit, partenera potrivită, nu, aici lucrurile sunt mai complexe. Mai complexe. Înțelegi? Mm-hmm. Adică nu, Marte în harta ta nu arată neapărat un anumit tip de parteneră, da. Știi? Adică clar, de exemplu, mai ales pentru un bărbat, într-o relație, harta partenerii sau partenerului, dacă e acum, trebuie să-i stimuleze Martele natal, adică într-o relație afectuoasă în care există componenta erotică, trebuie să existe un stimul reciproc marțian, da? Nu înseamnă Marte, chiar e bine să fie altfel, înțelegi? Da? Dar nu neapărat indică o anumită tipologie de partener, mai ales general. Deci, da, era aceasta, în baza acestei teorii care circula multe cercuri. Da, e, nu știu, de la Ciupercă și de la toate astea așa erau. Venus e bărbatul, partenerul la nivel afectiv, Marte la nu știu. Așa poți să ai la fiecare planetă ce tip de partener și până la urmă ce ți-ai? Da. 10 bărbați, 10 femei, unde tine fiecare pe fiecare planetă.
Și mai era o întrebare sosită legată de cuadratura Marte-Neptun. Uh-huh. Dacă vrei să ne zici două vorbe. Și bineînțeles, Martele retrograd. Știu că ai un articol, invit pe toți să-l citească. Uh-huh. E super. Eu am râs. M-am și amuzat pe bucăți pe acolo. Marte, da, interviul cu Marte. Dar am să pun și linkul în subsol, uh-huh, apropo. Dar cum simți acest moment? Practic avem acum dita mai retrogradarea lui Marte și în Gemeni și va sta câteva luni bune și avem și această tensiune între Neptun. Da, e o perioadă foarte tulbure acum cu acest Marte retrograd în Gemeni, mai ales cuadratura asta cu Neptun, zăpăcește destul de mult. Mm-hmm. Și e o perioadă în care, mai ales vorba de luna noiembrie, în care e bine să stăm cu minți. Mm-hmm. Și să nu insistăm să facem niște lucruri foarte precise, foarte clare. Da? Pentru că există riscul să nu iasă așa cum ne așteptam. Și regula e următoarea: cu cât te aștepți mai mult să fie un lucru așa, cu atât crești șansele ca el să nu fie așa. Și atunci nu înseamnă să nu faci lucruri, dar e bine să ai cât mai puține așteptări. Da? Dacă ai cât mai puține așteptări, poți să fii plăcut surprins această quadratură. Și la nivel personal, Marte quadratură Neptun cred că duce foarte mult pe ideea asta de ne face să ne punem întrebarea asta: cât de aproape suntem de visul nostru? Cât de aproape sunt eu, prin ceea ce fac, prin modul în care mă manifest, de acel ideal la care visez să ajung? Dar știu că nu-l știu. Și asta creează o chestie de tensiune interioară și ajungem să ne punem întrebări: bă, aia nu mai place, aia nu mai convine, sub forma asta, știi? E o zgândăreală acolo, bă, nu mă mai regăsesc în viața mea, parcă nu mai place. Pentru că întrebarea de fapt este ok, cât de aproape, cât de departe ești de acel vis al tău, acel ideal al tău legat de tine, de existența ta, de viața ta. Da. Și unii poate să fie foarte departe, să fie foarte dezamăgiți, alții... E ok, hai, luăm la pilă, schimbăm, uh-huh, aia așa și e ok. Da, deci un sfat înțelept, să stăm calmi, așteptăm un pic să mai să risipească ce. Cât mai puține așteptări, adică dacă tu te aștepți ca lucrurile să fie la virgulă... Vă fi dezamăgit. De asta eu recomand chestiile care necesită foarte multă precizie, foarte multă atenție, dacă pot fi amânate, să fie amânate. Ai un curs care va fi în decembrie? Pe astrologie vocațională? Da. E un curs, da. Și e prima dată când țin, nu am ținut nici la sală, nici online un curs de vocațională. Că sună foarte interesant. Da, nu a fost, acum s-a copt așa informația. Uh-huh. Și intenția mea e de a ține un curs actualizat la vremurile moderne. Pentru că dacă te uiți pe astrologie vocațională, o să găsești foarte mult pe chestia aia, hai să-l încadrăm ca meserie. E doctor, exact. E militar, e poet, e rahat. Nu mai pușcă nimic azi, că azi nu mai se schimbă. Și mai ales peste 10-20 de ani nu o să fie. Și atunci perspectiva e cumva, ok, vocațional trebuie să pleci de la ceea ce ți este menit să faci, ceea ce te împlinește și uh-huh, să găsești acea formulă, da, plecând de la calitățile, abilitățile tale și să te mulezi pe un job care va exista, există sau nu la un moment dat. Da. S-ar putea ca peste 10 ani întreaga, să zicem, paletă profesională se schimbe, da, o să fie în continuare electricieni, instalatori și chestii de genul ăsta, care poate să fie o meserie care foarte, apropo, am zis că avem mai devreme electrician, un tip foarte tânăr și omul foarte pasionat de chestia asta, adică chiar îi place, adică omul îmi place să zic, mă duc de plăcere, lucrează la asta, la electrică și așa, mă sunt pasionat de chestia asta și urmăresc să repar, adică nu, dar acum... Asta e un curs acum în care încerc să schimb puțin tiparul ăsta de astrologie vocațională. Hai să vedem la puiul meu ce meserie va face. Habar n-ai, pentru că puiul tău are 5-10 ani acum, în 20 de ani nici nu știi ce meserie va fi. Corect. Mi se pare fantastică ideea și foarte binevenit, pentru că sunt foarte mulți părinți care sunt derutați și chiar și aici în jur am asistat la discuții. Habar nu am ce să-l sfătuiesc, să o sfătuiesc să aleagă. Da. Și le-am zis exact intuitiv, le-am zis, stați cu minți că își vor găsi singuri firul. Exact. Voi construiți unde are potențial, că acolo e baza. Dacă are potențial într-o zonă, clădiți acolo o fundație și de acolo se descurcă. Îți dau un exemplu pe mine. Care părinți ar sta, s-ar gândi copilul rău să fie astrolog?
Exact. Care drept, exact. Da? Adică și am făcut ASEO, am lucrat corporația, apoi am virat-o pe traseul meu. Cine a fi stat el să gândească? Da. Tu știi cum asta, apropo de martele învărsător, știi, da. Cam așa și la mine povestea când veneau prietenii și mă vedeau lucrând într-o bancă, eu actriță. Și Dumnezeu cauți acolo ce faci, erau, știi ceva, nu le pușca, erau așa zgriați. Da, da, e, viața e foarte interesantă. Abia aștept să ne întâlnim la următorul episod. Eu pun și linkul despre curs în subsol. Și mai am o întrebare, o ultimă întrebare. Cum poți fi contactat? Lumea vrea consilieri și vrea să dea de tine. Cum poți fi găsit? Cum? Pe Facebook, pe blogul personal, acolo e un formular de contact. Ok, pe blog. Bun. Bun. Pe blog, acolo e cea mai bună modalitate. Sau pe Facebook, pe mesaj, care cum... Abia aștept să facem următoarea întâlnire, nici nu vreau să mă gândesc încă la ce subiect și temă ne vom opri. Vom vedea. Cine deja și-a luat notițe, sunt convinsă că le vor și aplica. Sănătate, mulțumesc, spor. La fel. Spor la toată lumea și Marte retrograd liniștit. Marte retrograd liniștit. Da.